unde îmi scrieți ce credeți că am stricat la M4. Hei, salutare, dragii noștri urmăritori, telespectatori, facebooktori, instagramatori și tiktokeritori. Eu sunt Alex, aka hashtag Brocoding, și cu vibe-ul ăla bun de vară, de bine, e cam de toamnă, dar e de vară, zicem că e de vară, că e în iulie, da? Ce facem? Vă salutăm și vă spunem bine ați venit la un nou vlog marca hashtag Brocoding, unde nu-i de plictiseală situația asta, deloc nu-i de plictiseală, unde m-am mâncat să mai modificăm ceva la BMW M4. Și împreună cu voi acum, ce facem? Punem pauză, dăm subscribe, dăm pe @alexnuțejosbrocoding pe Instagram, un follow acolo, o întrebare, o ce vreți voi, @brocoding pe TikTok și bineînțeles @alexzonariu cameramanul, și dați un comentariu acum pe YouTube unde îmi scrieți ce credeți că am stricat la M4 sau am modificat, sau unii o să zică era mai bine înainte, alții o să zică ce bine acum, alții o să zică nu-i bine nici cum. Dar nu contează, mie îmi place, mă bucur că sunteți alături de noi, asta e cel mai important, dar până una alta, ia uitați ce culoare am făcut M4-le. Roșu, mă, Alexandru. Tu te prinzi greu, frate. Ce să mai, vă las, vizionare plăcută, ne vedem la final. Eu am plecat pe poartă, pe drum, către Costinești am plecat. Cât plecăm, mă? Da, chiar, mă, când? Bă, da, chiar, mă, tu știați că mergem vreo 4 zile în concediu, la Costinești. Prin 2 august mergem. 2 august, da. Prin 2 august, până prin 6, nu? Exact, pe să face poze cu voi. Da, că sunteți pe acolo și ne găsiți și ne... Până una alta, eu vă las, vizionare plăcută și, bineînțeles, ne vedem la final. Să mai povestim, să mai discutăm 2-3 minute, că știți voi, eu sunt Alex și ăsta e mersul, frate. Stay tuned, biga. Schimbăm iar roțile, domnariule, în patru. Da, Alex? Da. Le schimbăm cu un alt set. Trebuie să scot apa din ele. Ce are apă? Uite-te. Eu chiar apă. Aș dori eu. O mâine bună și face de lucru, înțelegi? Hai să-mi fac de lucru. Bine, de mult vreau să-mi fac de lucru cu ăsta. Cum e momentul? Acum e momentul. Deci văd, domnariu, știi ce facem noi aici? Și de ce am dat jantele jos? Pentru că o să le vopsim buzele, că m-am săturat de lingă asta. Dar m-am săturat de culoarea asta și am căzut și cu Alex de comun acord, cu colegul meu, că trebuie să fie gri. Ce am făcut? Am pus bandă pe buzele, am înfoliat și am uitat cum ar arăta mașina cu buzele să se vadă, înțelegi? Și făcând chestia asta, ne-am dat seama că arată foarte bine, nu? Corect? Corect. Nu, Denis? Deci pe Denis, ceau Denis. Mamă, dar ce forță, ce brațe are, ai văzut? Acum, singurul lucru care e de făcut la jantele astea, fi o dată să le șterg cu liman. Da, apropo, știi ce nuanță facem, ce nuanță o să facem buzele? Oh my god! O să folosim Pure Silver Metallic, cea mai scumpă culoare de la BMW. Așa o să se numească și titlul. Am vopsit jantele, cea mai scumpă nuanță. Pure Silver Metallic este o vopsea pe bază de vicrom. Înțelegi? Are la bază vicrom și este cea mai scumpă vopsea de la BMW și puteți să vedeți că au fost tot timpul făcute câteva mașini, câteva M6, 50 sau ceva de genul ăsta și 50 de M5, au fost vopsite în pure metal silver ăsta, metallic silver, ceva de genul ăsta, dacă să nu mă exprim greșit. Probabil că pozele nu o să reflecte realitatea perfect, dar din punctul meu de vedere, eu zic că o să fie țâță de mâță. Și hai să vedem ce. După care o să le dăm, bineînțeles, un lac la pistol frumos și cam asta o să fie. Hai să vedem ce înseamnă să le, da, să le izolăm. Prima e făcută, nu, Alex? Ceva de genul ăsta, da. Mai sunt trei, dar prima dată știi ce fac? Ce? Se dau la asta, dar nu-i gata roata, oricum. Primer. Acum le dăm primer la buze. Hai să vedem. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name. And-
wonder is it worth it, feel like I'm losing my mind. Sunt încălare pe numărul 2. Am fi roata 2, nu? Da. E asta sau nu asta? Zic. Domnariule. E asta, da. Facem și platele așa. Da, chiar. E roata lui. Că nu-ți place nuanța. Silver. Silver. Pure metal silver. Cea mai scumpă boxea de la BMW. Cuvânt, fără nicio bagiocură. E declarat pe internet, se poate căuta. Exact. Se poate verifica. Denis. Păi nu, internet online. Atunci vine boxeul și bătea lacul, nu? Facem două jante, le punem sus și facem următoarele două, știi? Mai ne trebuie un primer. Primer mai ne trebuie. Bă, nuanța rap pentru mare fel, băi. E beton. Ce facem? Eu pe lungă. Ce puteți să fac lacul? Ce? La chiră. Bă, taie lemne, oameni. Fac lacul, dau oamenii tot în pizza, zonele astea. Dau lacul, le las să usuce, le pun sus, le dau pe alealte jos și fac aceeași etapă. Hai să-mi pregătesc aer, compresor, alea, zi, pistol. La 200 de lac, tată, avem 100 de? De întăritor. Exact. Plastic crown for my halo, but still a long way from my tank low, cause my Tesla charged for them bank phones. Bun. Mestecăm. Și acum mai dau la Kieran. Un teritor rapid. Ca să le punem și pe mașină să merem și la sub diseară cu ea. Să-i dau șos polare, înțelegi? Asta e gândul ăsta, înțelegi tu? Ce fain e când desfaci. Hai să vedem ce a ieșit, nu? Da. De-aia că știi ce vreau să fac? Când puneam etrierele, vreau să le cură, să le dau și o ceramică la etriere, știi? Da. Păi nu? Ce ai? Nu știu să schimbă mașina. Total. Serios. Arată ca niște hârleuri din alea. Partea asta. Două bucăți, dar filmează nori, te rog. Ia. Uai, la fain să vine ploaie oare? Vine ceva ce nu se mai gata. Bă, ce nori sunt. Zi, domnul Mariu, tată! Asta e a treia roată. A treia. Ba, deja două. Da, Alex. Și dăm acum în atelier, un pic aici. Mă dă-i și tu un cinematic când îmi aduci pe eu. Cinematic nebun, bă. A, da. Ce zici? Etapa 2. Băi, mergi, mă? Da, Alex. Somn? De la vreme. Nașpa rău vreme. Da.
Deci, efectiv, îți strică orice bucurie vremea, frate. Dacă vrei să-ți faci o bucurie, ți-o strică vremea. Vrei să vopsești ceva, vine ploaia. Vrei să cânti la franzelă, vine ciribaboie. Nici cum. Stai că acum ce-am făcut? Am spălat pistolul, am curățat pistolul, pentru că am scos lacul din el, nu? Doar v-ați uitat la tot vlogul. Sau pe sărite. Nu, s-a uitat, am la tot. Tot procesul. Tot procesul ăsta. Migălos proces, oricum. Să vă spun sincer, dacă ar fi să vină cineva să-i refac, l-a salutat. Le-a spus, hai, salut, sunt tare și eu. Hai, vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Bă, oare e liber astăzi, peste tot în țară? Deci cred că am primit 150 de mesaje. Acum scrie toată lumea, cât mă costă să-mi faci, cât mă... Astea le pun la story după ce se plictisește lumea de ele prin oraș. Ia să-i dă un pic de întăritor. Up, înghițit. Nohalit. Ce amestecă corect. Absolut și adevărat. Și după aceea ce se face cu el? Se bagă în pistol. Se varsă în pistol, așa, și facem aer. Aer. Suflăm la presiune mare, să curgă peste tot, nu? Da. Adevărat. După aia... Le lăsăm să se uște, spălăm pistolul și ne bucurăm de mașină. Exact. Bine, nu-i târziu. Cât e ceasul chiar? Am făcut o distribuție și un set de jante astăzi. Ăsta abia mai poate respira, nu? Săracul bulac. E dărâmat. E dărâmat, psihic. Are alt motiv pentru care e dărâmat. Sună telefonul. Știa cineva că mă apuc de vopsă și de aia. Și cu ce te atingi? Nu, mai mi se închide paharul. Da, bă, Alex. Dă în drumul la aer, că poate își devine. Se închide de la aer, nu? Zi, Alex. Doamne, ferește, mă, am vopsit mașini întregi. Închis, Alex. Da. Închis. Momentul adevărului. Super lăcuire. Ciao, Alex, ciao. Ciao, Alex, ciao. Alex, vopsi la gard, a uitat de vie. Le punem pe F10. Pe F10 le punem. Așa ți-a place, eu? F10, bă. Bă, vezi că sunt și mai mi-ar place. Le punem pe F10, nu mai. Da, corect. Pe Golf. 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 02 lu. Partea a doua. Asta e partea a doua. Partea a treia să le pui. Stai un pic să-mi curăț un pic cauciucurile. Iau niște divan, să le dau cu soluție. Și după aceea să dau protecție ceva în căpetiere, nu? Corect. O seama pe... Da. Curăț gumele numai bine când le curăț. Acum cu din luat unde și asta, cum îi zice, pasta de gume mai bine. Bă, eu vine soarele, ai văzut? Păi da. Nu-i gata. Eu știe că mi-am făcut roțile și îți văd. Bă, mai... Dă-o încolo de frig, de ploaie. Dă-o încolo de frig. Eu la mai deja stă întins, să vezi? Ai văzut? Eu, deja se bucură. Face ploaie. Ia uite cum vine. Cum vine, oare. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Asta-i pe față? Aha. Ce era cel mai important? Tubul de ploaie. La toată operațiunea asta. Și timpul. Corect? Corect, timpul. Ce? Lupin? Așa se numește. Nu, că n-am mai făcut la atelier cinematicul efectiv cu jantele făcute, dar ați văzut voi ce am făcut acolo. Am vopsit cu Pure Metal Silver buzele de la Vosenix Works, fără să desfac jantele în două. Și din punctul meu de vedere, o ieșit demențial, nu te mai uitat după avioane, la voi. Din punctul meu de vedere, o ieșit demențial. Și cam asta a fost lucrarea la jante făcută. Bine, este un fel de semi-outro, așa, că poate, nu știu ce mai facem pe vlogul ăsta, LM4, mai tăiem ceva pe el, mai polizăm.
Dar până una alta, Alex Domnariu vă trage niște cadre cu mașina, cum arată cu jantele astea, că zi, Alex, live, bă, cum vezi arată. Că arată bine. Dar și pe video, cred că s-a schimbat. Bine, da, Alex, s-a tu vezi pe camera. Așa au ieșit. Atât s-a putut, Domnariu. Atât s-a putut. Atât s-a putut, dragii noștri. Atât s-a putut. Eu zic că nu s-a putut rău, așa-i? Bă, vezi că s-a schimbat 300%. Mașina s-a schimbat mult, da. Zici că s-a alte jante, nu? Da. Am schimbat jantele cu 400 de grame de vopsea. Atât s-a putut. Becul roșu s-a aprins și bineînțeles odată cu becul roșu mi-am schimbat și o poziție, adică am trecut de pe trotuar în mijlocul drumului și din păcate vlogul de astăzi a luat sfârșit, dar nu oricum, că știți cum e asta cu vlogul, că se sfârșește. Nu se sfârșește, că în fiecare duminică de la ora 20 noi venim cu un alt vlog nou. Așa că tot timpul suntem pe micile, marile, telefoanele, ecrane. Tot timpul suntem cu lucruri noi, cu surprize noi. Și astăzi ați văzut că v-am arătat ce mi-am făcut eu la jantele de pe M4, care deocamdată sunt murdare în ultimul hal, că la Deva plouă. La Deva plouă, zici că suntem în din asta tropicală, înțelegi? În savană tropicală. Dar din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt murdare, mi se pare că au ieșit extraordinar. Codul de culoare, care imită aluminiu perfect, imită polish, imită cromul, are o grămadă de chestii de genul ăsta. Este pure metal silver, este culoare originală de la BMW și după spusele celor de la BMW, este cea mai scumpă culoare de individual de la BMW. Puteți căuta și voi chestia asta și puteți să, dacă aveți de vopsit jante sau orice altceva, vă recomand cu tot dragul să le vopsiți culoarea asta, pentru că arată într-un mare fel, fraților. Deci culoarea asta reală este ieșită din comun. Nu ia camera, realitate, nu se vede acum. Exact. Am făcut poze, am filmat-o, am pus pe TikTok, dar n-am făcut niciun close-up ca să dăm așa, să vedem ce ziceți voi. Chiar vreau să-mi lăsați o părere neapărat, acum noi mai glumim, mai râdem, mai... Dar chiar vreau să-mi lăsați o părere, să-mi spuneți dacă arată bine mașina cu ele așa, din punctul meu de vedere arată bine, dar dacă aveți și alte idei, dacă credeți că mai putem modifica ceva, poate nu ne vine în cap, ziceți-ne că noi am mai modificat M4-urile, dacă nu, în ultimă instanță o să-i tăiem plafonul cu drujba, o să-l dăm giveaway, ceva tot facem. Faci decapotabil, Alex. Dar oamenii trebuie să stea alături de noi să vadă ce urmează, că gânduri sunt multe așa pe foaie și pe picul practica, nu că am stat greu, dar suntem foarte, foarte busy cu lucru și așa mai departe, ca orice alt om. Că, din păcate, în România, nu TikTok-ul sau YouTube-ul te ajută să trăiești, te ajută să trăiești munca fizică și munca pe care o depui, că astea sunt. În alte țări, probabil, dacă făceai ceea ce faci aici, erai în partea de social media văzut mult mai bine și financiar și împins de la spate, imboldat, să zic așa. Dar aici, România, uite-l pe fraierul ăla care face aia, uite asta și eu cred că sunteți de acord cu mine. Deci să înțelegeți, nu ne plângem sau ceva. Doar am apurtat o discuție cu voi ca să știți să nu aveți alte idei legate de situația asta. Dar noi până una alta, știți prea bine, Instagram, pac, acum pe ecran, Instagram, alu ăsta cu camera, pac, acum pe ecran, pac, TikTok acum pe ecran, eu sunt Alex, aka hashtag GrowCoding și ca de obicei vă urez o săptămână minunată de colecție cu toate cele bune, să aveți parte numai de bucurii, că avem și noi parte numai de lucruri bune și frumoase. Până una alta vă doresc ce-mi doriți voi mie și stay tuned, comment, like, share, subscribe și big up!